Toamna în sacerii bănățănii, mai ales în Banatul de la Munce, miroasă prăstătot a prună. A prună, dragii mei, și ăce? Am aici niște căți, agivărat de ale noi, care au fost pline cu prune. Acum nu-s mai. Și ce credeți? Că voi duce la cățanul de răchie, cum cred ai păcimași? No! O să vă arăt că bănățanul din prună poate să facă și altă ceva. Dacă nu mă credeți, șuliți urechile la mine, bâzgoiți-vă și o să vegeți ce mai poate să facă bănățanul din sfânta prună. Haidare să vă arăt, haidare, haidare după mine! Când lumea începe să îmble năroadă pe la cazanie, năroadă cu ghilimele de rigoare, noi avem altă ceva de lucru, adică niște prune, o căldare și un cuptor. Asta înseamnă nașa că noi facem... Pismetul. Pismetul, cum se zice la bănia. Pismetul de... Pigmiezul, cum zic ei la alți bănățeni. Da. Ia uitați-viți, oameni buni, asta e căldarea, pentru că căldarea, după cum vigeți, are o toartă așa mare, dintr-un drot mai zdravân, mai țapăn, și cățanul are două mâniere aici, prădolături. Două mânuși, cum sunt cu cotărițele alea, da, cu două mânuși. Alea, ăla e cățanul. Da. Asta, nașa, cât de bătrână e căldarea asta? O, asta are vreo 50 de ani. Nașa, da. Am pus căldarea pe foc, dar focul, cum trebuie să fie? Focul trebuie să fie, la început putem să-l dăm cât de tare. Trebuie tare făcut, nu contează. El mai legat, atunci trebuie câți un lemn, că atunci e mai grav, că nimeni stropie. Trebuie focul moale. Da, da, atunci trebuie focul moale. Focul mai moale, da. Bun. Trebuie acum trebuie să lăsăm să se încingă o țară căldarea, putem pune. Nu, putem să le punem, așa. Da. Dăm asta la mine. Nașa, dumneata când ai fost cineră, că Bagdosa m-a învățat de la cineva să faci pigmezul. De la părinții mei am învățat. Așa. Noi când cum aveam... Cum îl făceai când erai dumneata copil? Când era părinții copil. Mei, făcea din prunii de toamnă, eram la pădure, îi făcea tare, îl făcea de tare, îl fierbea, până când îl puneam toamna, când îl puneam la gata, că îl fierbeam și două zile. Și două zile, da, ca să... Când trăgeam cu lopata, să se vadă fundul de la căldare. De la căldare. Da. Și îl punea în străchin de lemn, în cânți de lemn sau în de pământ și îl tăia, părinții noștri îl tăia cu cuțitul. Așa de tare se întărea. Pășea lumea în ce vreme, așa? Da. Asta era... Toată casa avea. Toată casa. Aia, normal. Toată casa avea pismet, care nu avea pismet, nu era... Nu intra în iarnă fără pismet. Da, sigur că asta era. Pismetul se mânca. Și iarna. Cu ce îl mânca lumea atunci? De mult mâncam cu coleșă. De coleșă caldă și pismet caldă. Și reașe, când era reașe, o frigeam pe cuptor. Și atunci ne dădea mama câte o felie de pismet și mâncam. Aulele, da, tăiam cu cuțitul, tăiam și cu cuțitul. Și coleșa și pismetul. Da, da, și mâncam. Alte dată ni mai punea mama câte azarme, câte ape și nu mai subțuia. Dar nu, așa era de mult. Faceți un exercițiu de imaginație. O crișcă de coleșă, adică o bucată de mămăligă, cu o crișcă de pismet, adică o bucată de pismet. Wow! Deci nu vreau să mă gândesc ce gust. Coleșă, pigmez. Coleșă, da, pigmez. Da, da, foarte bun era. Atunci noi nu știam altceva. N-așa el să mestecă de mai multe ori? Să mestecă de la început, să știți că lasă apă. Nu trebuie să mestec. Nu trebuie pus apă nu, în el. Nu trebuie apă. Nu, deloc nu trebuie apă. Trebuie că atunci nu mai legi până-i lumea. Gustul pe care noi încercăm să-l readucem aici pentru dumneavoastră este inegalabil și sunt absolut convins că pentru unii dintre dumneavoastră îi reîntoarcem în copilărie. Da, așa e, așa. Da, așa e. Și amintirile sunt prea frumoase când ne apucă... Prea frumoase, prea adevărate. Nu o să vă spun ca la țară, ci gust agivărat. Asta, ia uite aici. Pigmiezul bănățan. Dacă printr-un așa
pigmiețul sau gemul de prune au fost gustul copilăriei, pentru mine, bag o seamă și pentru Petrișoara, dar și pentru dumneavoastră, cei mulți care vă uitați la noi, găluștele cu prune însemna desertul copilăriei. Da? Da. Petrișoara, facem, cum le zice la voi? Găluște cu prune. Găluște cu prune. Da. Asta acum, e la noi le zice gomboț. În altă parte, gălușche. Indiferent cum le zice, aceste găluște cu prune, într-adevăr, vin cu gustul copilăriei. Și de la cine ai învățat să faci? De la mama mea, bunica. De la bunica. Da. Și cum? Când începeau să facă prunele, primul lucru care făcea bunica, fecilor, vă fac găluște cu prune, că noi ni sunt patru surori. Oh. Și se ducea sau ne trimitea pe noi. Mergeți și culegeți prune. Ne spunea un anumit tip de prună. De exemplu, prunele astea de toamnă, dar alea de vară... Numai o țără. Asta e de vară, așa mai lunguiață. Cam așa ceva, dar... Mai lunguiață. Da, cam așa. Și zicea, mergeți astea așa mai rotunjoare, mai micuță, mai frumoasă. Așa, pentru găluște. Găluște. Vineam cu găleata la colibă, că noi am crescut la colibă, că trebuie să stăm... Luam vacanța de vară la colibă tot cu noi. Toată lumea la colibă. Vineam cu găleata, Lin punea pe masă, hai dați alegi, care e așa, care e mai bună, care e mai mică, care e mai rotunjoară, care e mai frumoasă, pusă deoparte. Le punea Norma... cu tot cu os la găluște? Da, bunica ni le punea tot cu tot cu os, dar de împăcat ce să mai nimerească și câte un vermișor, o carne în plus, dar acum... asta e. Nu sunt stropite, sunt bio. Nu, astea sunt deci bio. Deci asta este foarte important, chiar dacă de... era un mic viermișor acolo, mergea și ăla, că și ăla e bio. Da, normal. Sunt plus de carne. Da. Și atunci începea, ne punea să curățăm crumpei, cartofii, așa. Îi punea la fiert cu un pic de sare, după care îi scotea când erau fierți făcuți și îi lăsa un pic la răcit, că trebuie să fie răcit ca să poți să pui ouăle, un pic de zahăr și un pic de făină un pic, cât cuprinde cât făină. Cuprinde. Au, Petrișoară, hai să ne apucăm, că eu am apă în gură numai când mă gândesc la ele, de-abia aștept să... Mare drag! Hai, așa. Ce ne trebuie? Deci, așa, crumpei. Începem cu crumpeii. Da. Îi punem aici, că trebuie să-i pisăm. Cam câți crumpei? Păi acum depinde câte vrei să faci, cât sunteți în familie. Noi ține cont că eram cât patru. Cât de mâncăcioși. Mâncăcioși ca lumea, că mai ales să mânca și în 6 găluște de persoane, să mânca garantat. Aulălă, flămând de lumea. Flămând, pe erau alții vremuri, eram mei. Așa erau. Dar și lucrați. Da, de lucrat și lucrat. Păi n-aveam încotro, că bunica, dacă nu eram la lucru și nu puneam mâna, zicea, nu mâncați, nu vă fac de mâncare. Petrișoară, dar ori mi se pare mie, ori cred că e de istină, crumpii ăștia îs altare și fin. Ce crumpi puni tu? Dacă e și specialitate, trebuie aleși crumpei de albi. De albi, nu de roz. Nu de roz sau de roșu, că ea... Nu se sfărâmă. De sfărămâșos, așa de fin să se facă. Aha, pentru, să-i deci... faci pai, nu să faci așa ceva. Agivărat. Că zici că la găluștile cu prune, ingredientul principal, sunt crumpeii. Ai albi. Ai albi. Așadar, crumpei dai albi, adică cartofi albi, nu cartofi roz, pentru că ei se sfărâmă mai bine și sunt mai fini. Ce mai punem după aia? Ouă, două ouă. Așa. Trebuie să punem... Ai găini? Am vreo 40. Opa, ai vreme de ele, ai. Cum să n-am, că toată ziua mi-s acasă. Mi-s casnică, cu acte în regulă. Așa, punem 5 sau 6 linguri de zahăr. Dar aici le avem deja măsurate, putem pune. Deci 2, 5 sau 6 linguri de zahăr. Zahăr sau zucăr. Sau zucăr. Uite, le-ai dat și obraz la crumpi. Uite și galbini ai făcut. Păi da, că ouăle de casă fac minuni. Un pic de sare. Petrișoară, am văzut că tot ai miestecat la el până l-a s-o așezat, până l-a s-o dat grinda. Ai zis, Petrișoară, că atunci e bun când nu se mai prinde, nu se mai prinde de mâini. De mâini, de degete, nu se mai lipește. Atunci i-a luat-o bun. Stimați telespectatori, v-ați prins că Petrișoara
nu s-o prins prămână, dar a luat, înseamnă că a luat-o e bun. Deci, până nu se mai prinde prămânuri, a luat-o... E ok. E ok. Ok, cum zice bănățanul, ok. Ok. Ce acum facem acum? Acum trebuie să începem să facem găluștele. Gogoloaiele. Gogoloaiele. Hai să văd cum le faci tu. Păi așa, luăm câta făină, așa, facem așa și o să începem să facem așa. O turtă? O turtă ceva, o închidem. Bine. Așa, mai dai un pic în făină. Și-o și faci... rotește așa până când iasă ca o minge de ping-pong. Așa, pam, pam. A ieșit. Ia uitați să viți. Hai să mă pun unde, uite, aici, aici. A doua de pră... nu, prima din rândul al doilea, asta să știi, petișoară, că am făcut-o eu. Bine, domnul Dan. Neapărat să o mânc eu, să văd cum e. Eu musai să mânc, să văd ce am făcut. Petișoară, am umplut oala cu gălușche, dar văd că-s puse una lângă alta, nu una prăsta alta. Păi nu, că se prind. Dacă punem prăstă. Păi da, și după aia când trebuie să le scoatem până încep să plodea în clocot, că ați văzut când le-am pus, s-a oprit un pic din clocotit, nu? Clocotește după aia, după câteva secunde. Și dacă ar fi una peste alta, se rup, se sparg și nu mai... Așa trebuie să fie, să aibă spațiul lor de aderență între ele, să nu fie lepite. Așadar, una peste alta, nu-i bună. Nu. Una lângă alta, e cea mai bună. Așa se fac gălușcii cu plune sau gombuțul, cum zice bănățanul, al de la câmpie de data asta. Și după ce le fierbem? După ce le fierbem, trebuie să le dăm prânz pe smet. Prânz pe smet. Pe smet este și din ăla comercial, dar noi nu-l folosim, că eu vreau la fata mea, să, la familia mea, să le dau... Cum ai mâncat-o când ai fost copil? M-am mâncat eu când am fost copil. Și îl faci și dăm pâine. Băgăm niște felii de pâine la cuptor, în tavă. Așa. Le lăsăm un pic să se usuce, cam ceva de genul. Odată ce... Până să sfărâm așa. Da, când să sfărâm așa, le punem într-o punguță și cu sucitor, cu drugă, cum vrem să o numim, le batem până când s-o sfărmat cum trebuie. Am luat gălușca, o dăm prin... Pe smet, pe smet și pe o băgăm la cigani. O băgăm la cigani la fript, s-o fript și pe o parte și pe alta, pusă în zar și... Haideți că cât trebuie să fiarbă petișoara? Un 10 minute. Până un 10 minute. Păi da, ca să fie... În 10 minute numai bine mă duc să văd nașa cum lucrează, că am auzit eu că nașa are muncă de birou. E... Nu știi ce e munca de birou, vă arăt eu afară. Numai să veniți să o vegeți spre nașa. Nașa. Păi eu v-am lăsat să faceți pigmezul și dumneata ce ai pus e... cirepră, scam... Parcă ai fi la birou. E, asta da muncă. Lopata asta așa de mestecat în ea, de ce era de forma asta? Păi era de forma asta, eu așa zic, fina îmi spune că uite, e lungă și în coadă, e de parci, nu ci stropiași, nu nimic așa. Nu și lângă da, foc? Nu stai lângă foc, nu ce afum, nu ce arzi. Și nu ce stropești? Nu ni stropiași, nu nimic, uite cât de parci, aproape un metru jumate, e sigur. Și... E bună, e foarte bună. Stai prescan. Așa, nu stai în picioare? Nu stai în picioare, e chiar muncă de birou. Da. E mai ales bună. Că multă vreme trebuia să-și ajungi. Da, v-am spus că noi alte date nu scoceam într-o ziua. Îl lăsam și mâniți alte date. O steceam până târziu, 12, mi prindea noaptea. 26 de când fierb. Prescan, da, 26. Uite și culoare frumoase. E aproape, acum ai... N-ai pus zahăr. N-am pus zahăr, n-am pus nimic. Ai... Doamne, da, dar da. Acum și pusese în groașă. Începem să punem piciulem, două, că nu mai trebuie, da, miroase. Focul mai mic? Da, focul mic, focul mic, se prinde acum, trebuie avut grijă că se prinde, a început să se îngroașă. Și arată ca și o chiseliță. Ca o chiseliță arată, că m-a dat, s-a dus aminte de chiseliță când eram copil, ne duceam cu oile pregeal și mama ne punea câtă brânză din tacolie așa. În ches? În ches. Noi furam o oală. Dacas? Dacas și feșeam, puneam două pietri. Și feșeam chiseliță și mâncam cu coliașa. Brânza o dușeam înapoi. Da. Și nimeni întreba mama unde e oala și ei, Doamne, și nimeni și becea. Că era toată fumată, era vai de capul ei. Nici nu mai adușeam. Nimeni nu s-a gândit ce pigmez facem noi astăzi aici și nimeni nu a crezut
că pigmiezul ăsta al nostru o să fie baș așa cum a fost în ce vreme, da, când era, da, nașa, da, copil. Da, e foarte bun, e foarte bun. Văd că fără zahăr, nu știu, e și chiar dulce. Doamne ajută, ne înseamnă că au fost, da, prunii, da, dulci. Da, mai dulci. Nu au fost mulți anul ăsta, dar au fost mai dulci. Cred că de-aia, cred, da, că de-aia. Așa că, până nașa mai mestec, aici nașa, eu am gălușchili precuptori, musai să mă duc să le văd cum îs. Am venit numai să văd munca dumitale de birou, da, de birou, că tare, da, îmi place, da, cum lucri. Petrișoară, așa făcea și muma ta? Da, dar bineînțeles, asta era sarcina noastră. Ne băteam care să facem cu druga. De ce, vă plăcea? Păi da! Dar, dragii mei, scula asta la care petrișoara îi zice drugă, e de fapt un făcăleț. E un făcăleț ca oricare altul. Dar, dacă domniile voastre reușiți să șiciți ce scrie aici, mare lucru. Ion, sucitorul de minți. Asta e o sculă care a sușit mințile pezmetului. Pentru că pezmetul, de fapt, îl batem, îi sucim mințile lui. E adevărat, petrișoară? Da. Cât de mărunt trebuie să-l faci? Cât de cât să fie ca un praf, dar nu o să reușim în totalitate. Nu are, așa, nimic ce dacă e un pic mai mare, că e și mai bun, că odată ce vine fript în ulei, e și mai crocant, cu un pic de zahăr deasupra, o să vedeți, e o minunăție. Nu e neapărat să fie 100% praf, dar noi facem... Deci așa îl făcea și mama ta, da, bucăți de pită pusă în, da, tavă, asta, băgace asta în era cuptor. Pesmetul tradițional. Mă bag de o seamă că mama ta nu erau pungi de nu erau pungi, și el făcea. Într-o bucată de... Într-o cârpă. Cârpă albă sau de altă culoare, da, curată, bineînțeles, o bucată de cârpă, punea acolo și trebuia să dăm cu druga. Să știți, dragii mei, că eu m-am străduit, că, virgulă, găluștele n-au vrut să facă cum am vrut eu și s-au făcut cum au vrut ele, aia e treaba lor. Dar ce nu știu ele, găluștele, este că tot Liuț, Dan Liuț, o să le mânce. Bine, și dumneavoastră, după ce le faceți. Le mâncăm împreună, că așa e la noi, la Sarea Mucace. Așa, mergem la fript cu ele. Mergem. Ai zis că ăsta e desertul copilăriei tale. Da. Le-ai dat prânzucor, o țără, prânz ahar, să fie dulci. Acum le dăm. Stau și mă ghingesc. Ați văzut crumpi, ați văzut fănină, ați văzut ouă, bașca pizmet făcut în pită. Și v-ați gândit, mă, ce dulce e ăsta, că, Doamne iartă-mă, numai dulce nu. E adevărat, prunile au fost dulci, că sunt pruni de toamnă, da, și alea chiar sunt dulci. Dar nu faci și numai prună. Trebuie cât azar. Dacă zucă. Nu dăm o țără cucor, că țărăzar, parcă nici nu-i gălușca cu plună cum trebuie. Ia să văd cum faci. Așa. S-o mai rășit o țără? Câta, da. Că erau prea fierbinți, nu puteam să-mi bag mâinile. Dar și miroasă, oameni buni. Dar și miroasă... Dă-ți vine așa fierbinți să le bagi în gură. Dar lasă, că avea o grijă de ele. Nu vă speriați. Nu mă căinați, că când mă îi slobozân ele, au, 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 au. Apă în gura am deja numai când mă gândesc la ele. Petrișoară, Dumnezeu să-și dea sănătate, că eu numai când am auzit că vin și fac gălușche cu prune aici la Bănia, am înviat de tot. Am înviat de tot și m-am ghingit că și care se uită la noi și șulesc urechile, tot așa s-o fi simțit ca și mine. Da, să mai veniți și altă dată, să mai facem deserturi, da, de la noi din zonă. Vă așteptăm cu mare drag. Stau și mă ghingesc așa, tu ai învățat să faci de la mama ta.
Ai o fată, o înveți și prea să facă gălușchi cu prune? Normal că trebuie să o învăț, că asta e tradiție de familie, trebuie să meargă mai departe. Fata mea la nipoții ei ar trebui să o învețe, la copiii ei, așa că... Deci pentru asta, dragii mei, țineți minte, rețeptul de gălușchi cu prune din Banat n-o peri niciodată, pentru că din neam în neam se duce mai departe. Eu mi-s gata cu gălușchile, dar stau și mă întreb acum, ce-o face naș afară acolo? Iar e tot la munca aia de birou, iar dă cu lingura aia mare de mestecat acolo așa, și mă ghingesc, mă, o stai toată ziua, o sta toată noaptea, că ați auzit că pigmiezul se face o zi întreagă, nu-i o fi foame lui beata muiere? Eu stau aici cu petrișoara și mănânc gălușche cu prune și nașa lucră. Păi să poate așa ceva. Îi ducem și luna așa o țără gălușche. Îi ducem și ei că... Încă o dată îți mulțumesc pentru ce mi-ai arătat, îți mulțumesc pentru gălușchile pe care mi le-ai făcut. Și trag năgejde că oi mai veni și oi mai mânca gălușche cu prune aici la Bania. Mare drag, când vreți. Nașa, știu că ai stat azi dimineață până acum și poate fi că mai stai până astară. Și eu, ăce, am făcut cu petrișoara niște gălușce cu prune și ți-am adus și dumitale să prinzi o țărăpucere, că poate fi că mai ai mult de făcut la el. Și eu am gătat, domnul Dan, uite, și eu l-am făcut, e gata. Dar ce meniunăție ai făcut de la ai dogătat așa, iuta, Nașo? Uite, am făcut o vrăjitorie, l-am împuținat, am luat din prune din ăsta și m-am gândit ca să arătăm la lume cum se face. Și se face, uite, se trage. Toparci el rămâne, se veage fundul de la căldare. Așa și ce mai probim? Și cum ai? Pun lingura. Asta e lingura, cum ar fi lopata. De mistecat și uitați cum stea și asta. Dacă stă lopata pismetul dreaptă în el, e dogata. Da, ăsta e pismetul gata. Ați văzut, dragii noștri, ce înseamnă să ai o nașă cum trebuie la cine acasă? Nașa și acuco e gata. Musai să-l punem în borcane, nu? Da, 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 îl punem în borcane. Și punem așa cum pune tot natul, conservant? Nu, nu, nu punem. Dacă chiar ne gându că poate să vă faci un pic de floare, de mucegai, cum spunem noi, punem în borcane și punem un pic de zahăr deasupra. Ala da, era conservant. Da, ala era și nu lasă să facă floare. Asta e toată șmecheria lea. Toată șmecheria, și da. Și borcanii îi ținem sub dună? Eu zic că nu, dar dacă vrem, putem să le punem și așa, și așa. Nu e nicio adică le problemă. Punem astupace, le punem cu fundul în sus, să iasă aerul așa, din ele? Da, cu capacul așa? Mai bine, așa. E gata. E gata, dacă e gros, ați eu auzit? Nu, n-are. Să rămână așa, mulțumim frumos. Să vă fie de bine și să mai veniți la noi. Să gea Dumnezeu să puceți mânca și domniile voastre gălușche cu prune făcute ca în Banat și pigmez agivărat, unde o muiere așa cum e nașa noastră, șerge toată ziua lângă căldare și tot nestăcă la el. Dumnezeu vă îmbucure pe toți, și eu, Liuț, Dan Liuț, vă zic să fiți sănătoși și la pungă groș și vă iubesc, dragii mei, și atât de tare vă iubesc și iubesc nașul, să știi că iubesc, că îmi vine să vă țuc prăbușile amândouă. Nu râgeți, oameni buni, că nu e altă formă decât bușile obrazului, cum zice bănățanul de astăzi, nu Paule de. Hai să ne vigem aici, la Sarea în Bucace, la noi, să vă arătăm ce înseamnă Banatul nostru al drag. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne!